Conform unei legende a indienilor, în antichitate câinii puteau vorbi cu oamenii din trib. Animalele lăcuiau împreună cu stăpânii lor și comentau cu ei cele întâmplate peste zi în casele lor și în cele ale vecinilor. Și erau atât de clevetitori încât nimeni nu putea să păstreze niciun secret. Într-o zi, nevasta vrăjitorului, sătulă de atâtea bârfe, i-a cerut soțului ei să-i lase pe câini fără glas. Nu pot face asta, femeie, a răspuns vrăjitorul. Oare nu ei sunt cei care ne anunță în caz de pericol? În plus, cum ne-ar mai ajuta să vânăm dacă ar fi muți? Dar câinii au continuat să împrăștie tot felul de bârfe. Și curând, din cauza uneia dintre bârfele lor, s-a iscat așa o încurcătură încât două familii au ajuns să se înfrunte și a fost cât pe ce să se întâmple o nenorocire atunci vrăjitorul i-a pedepsit să nu mai înțeleagă vorbele oamenilor și să aibă un grai diferit de atunci câinii latră